Societățile preistorice au combinat, putem spune, ritualul, aura aceasta mistică și consumul de substanțe psihoactive enteogene pentru a putea dezvălui misterele memoriei? Știm deja răspunsul la întrebare, pentru că a fost dat de doi titani care s-au ocupat de acest domeniu, de Mircea Eliade și de Ioan Petru Culianu, și sunt convins că Brian Mărărescu cunoaște foarte bine opera celor doi antemergători ai săi pe care a descoperit, într-adevăr, a intrării pe poarta asta mistică într-o stare de conștiință înaltă cu ajutorul plantelor care pe vremea aceea se numeau sacre, astăzi au căpătat poate pe nedrept denumirea de psihedelice sau de psihoactive, trimițând cumva întreg domeniul într-o zonă ușor penală. Dar dacă mergem pe cărarea deschisă de Mircea Eliade și de Ioan Petru Culianu, înțelegem că primul contact cu sinele profund, primul mare mister descoperit de omul primordial în lăuntrul propriei sale ființe, a fost datorat întâlnirii cu niște plante sacre, cu un anume tip de ciupercă, și din acel moment putem spune că drumul către descoperirea comorii extraordinare din inconștientul ăsta abisal al fiecăruia dintre noi începe. Aș mai adăuga și minunatele lucrări ale lui Carl Gustav Jung, care vorbește despre această spiritualitate primordială, pe care haideți să o numim șamanică, să înțelegem despre ce este vorba, pe care toate popoarele ancestrale le-au avut acolo, la marginea tribului, unde unul singur știa foarte bine să prepare în ce proporție, în ce cantitate și, bineînțeles, cu ce scop, amestecuri de plante sacre pe care, fie prin fumigație, fie prin îngurgitare, cei chemați să facă această călătorie între lumea vizibilă și lumea invizibilă, între lumea spiritelor fără trup și lumea spiritelor cu trup. E interesant că aproape culegând zona asta de mitologie și de folclor a tuturor popoarelor, inclusiv din Europa, și aici Brian Mărărescu face o treabă foarte, foarte bună, pentru că lipsea cumva, adică noi știm și de la Castanieda, știm din multe alte lucrări destul de multe despre spațiul șamanic sud-american, cunoaștem destul de bine spațiul șamanic african, dar spațiul acesta ancestral european n-a fost foarte bine cartografiat și din cauza unei rigori dogmatice religioase probabil mult prea severe și datorită probabil ipocriziei care însoțește cumva spiritul intelectual european, lucrurile acestea au fost mai puțin discutate și circulate în spații de publice. Și Brian Mărărescu vine și descoperă și ne pune în fața unor chestiuni extrem de interesante legate de vechile triburi și vechile popoare europene, care nu se deosebesc cu absolut nimic în practica lor magică și în practica lor de alterare, cum se spune, a stării de conștiință, mai bine spus de înnobilare a unei anumite percepții care se află înăuntru fiecăruia dintre noi și la care se poate ajunge cu ajutorul plantelor sacre. De aceea Brian Mărărescu vorbește de religie secretă. Da, este într-adevăr, ar putea fi o religie secretă, o religie nedogmatică, o religie transmisă foarte personal, așa, prin inițiere șamanică. Și spun religie pentru că în inima fiecărui inconștient abisal al nostru, până la urmă, îl găsim pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce știau cei vechi și am uitat noi ăștia moderni, este unde să-l caute pe Dumnezeu. Și îl căutau în lăuntrul fiecăruia dintre ei. Noi, ulterior, prin dogmă și prin instituțiile religioase de putere, l-am tot plasat pe Dumnezeu, fie în templu, cum credeau vechii iudei, fie în dogmă, cum au crezut după Conciliul de la Nicea creștinii,
ne-am tot separat în tot felul de curente și secte religioase, dar ca să închid și să nu plictisesc prea mult, și Mircea Eliade, și Ioan Petru Culianu, iată și Brian Mureșcu ne readuc pe toți la esență, la bază. Petru Culianu spunea că până la urmă, dacă săpăm la temeria tuturor religiilor sistematizate și bine organizate, o să găsim același șamanism primordial. Și atunci invitația pe care Brian Mureșcu o face în această carte, și cu ocazia asta vă chemăm și pe voi în această călătorie șamanică, fără îngurgitarea neapărat a plantelor sacre, e minunată pentru că se duce sapă până la urmă la o anumită esență. Și atunci titlul, că este o religie secretă, o să vedeți după ce veți parcurge cartea, că e foarte bine întemeiat, e foarte bine așezat acolo. Mulțumesc, Oreste. Mario, misteriile eleusiene, persoane binecunoscute precum Platon și Cicero, au consumat o băutură misterioasă numită Chicheon, despre care se crede că ar fi conținut substanțe psihoactive, psihotrope, precum, spunea Oreste mai devreme, ciuperca pe ergot. Au contribuit aceste substanțe la marile experiențe spirituale ale inițiaților vremii? Bună ziua! Păi mi-este foarte greu să spun dacă da sau dacă nu, având în vedere că vorbim despre o religie de mistere, a cărei taină centrală, pecetuită, da, sigur, pentru totdeauna, nu ne-a parvenit. Ce-i drept? Se consuma această băutură, Chicheon, Ciceu pe românește, care are diverse variante, în niciuna dintre variantele documentate nu se pomenește de vreo ciupercă anume. Probabil că face parte din rețetarul realmente secret, dar n-am de unde să știu asta. Ciceul, acest Chicheon, apare de pildă la Homer pentru prima dată, dacă vorbim de texte mai vechi, în Iliada, unde războinicii se întâmpinau unii pe alții când își făceau vizite la corturile lor, cu pâine proaspătă și Chicheon, care acolo este descris ca fiind vin roșu, amestecat două treimi vin, o treime apă, amestecat cu brânză de capră, rasă pe deasupra, da? Și cu fulgi de orz. Chestia asta se amesteca și se consuma. E un fel de, dacă ne gândim la consistență, un fel de porridge, cum au englezi. Deci e semisolid, așa. Dar acolo, la Homer, nu există, nu se pomenește despre vreo chestie care se ducă înspre psihoactiv sau ceva. Era pur și simplu un aliment energizant pe care ei îl consumau și care le era pe semne de folos, având în vedere că duceau lupte grele corp la corp. Mai departe, sigur, acest Chicheon este menționat și în alte surse, dar, repet, niciodată nu se spune dacă exista ceva de genul unei ciuperci psihedelice acolo. Însă, tot ce e posibil. Știu că s-a descoperit, de la Brian Mărărescu știu, că s-a descoperit o urmă milimetrică pe un recipient foarte mic undeva în ruinele unui templu din Catalonia, unde se practica această religie de mistere. S-au descoperit urme ale acestui psihedelic. Probabil că generalizarea ar putea să meargă, dar nu există surse textuale, asta vreau eu să spun. Oricare dintre antici ar fi descris acest aliment slash băutură, dacă vrem, nu pomenește în mod explicit. În ce privește efectul, da, e psihoactiv la Chicheon, dacă e consumat în cantități
sau considerabile, da? Sau dacă este vinul fermentat un pic peste. Aveau știința vinului, aveau ceea ce noi numim astăzi enologie, sau nu știu cum se numește, știința vinificării. Da, o enologie. Da, 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 cunoșteau detalii foarte. Vinul e un aliment, un aliment, am să-i zic așa, că și berea, tot un aliment, e și ei consumă și bere. Vinul e un produs vegetal cunoscut din timpuri foarte, foarte vechi, din neolitic, poate chiar. Legătura cu... pentru că am impresia că întrebarea țintea legătura dintre chiucheonul consumat în în religia de mistere de la Eleusis și creștinismul primar. Legătura asta, poate dacă forțăm un pic lucrurile, dar altfel, pentru mine sursa, de pildă, este în primul rând Vechiul Testament, unde se povestește că evreii consumau de Paștele evreiesc vin, dar acolo vinul împărțit ritualic la masa de Pesah este vin, pur și simplu, neamestecat, ca, cum e cazul chiucheonului, vin curat, simplu. Mai degrabă genul ăsta de ritual pascal evreiesc s-a transmis în paleocreștinism. Tradiția a păstrat și apoi a consemnat scriptic. Avem o carte care se numește Liturghier, unde se dau indicații despre cum se prepară materia liturgică, deci inclusiv euharistia, pâinea și vinul pentru împărtășanii. Acolo vinul se recomandă și vorbim de secolul 5-6, când s-a așternut în scris acest tip de recomandare. Acolo se recomandă ca vinul să fie amestecat, la fel două treimi vin, o treime apă, fără nimic altceva. Dar se specifică, fără ierburi de niciun fel, fără condimente, ei puneau, obișnuiau să pună la mesele pe care, unde se bea vin și de regulă se bea, obișnuiau să pună în crater, în recipientul acela, obișnuiau să pună cimbru, oregano și altele care nu sunt menționate nominal. În liturghier însă... Cum am face noi acum vinul fiert. Vinul fiert cu scorțișoare este de fapt un vin alterat, în sensul pozitiv al termenului. Adică în vin s-au adăugat și alte materii, spice-uri dintre astea. În liturghier specificarea este foarte limpede, să nu se amestece, să nu se facă așa. Vinul care se folosește la euharistie să fie întocmai ca vinul pe care vechii evrei îl consumau la masa de Paști, deci să fie amestecat cu apă și atât, să fie un pic diluat pentru că era tare și asta se întâmpla pentru că îl consumau chiar și copii, bine, în cantități infime, dar vinul din cauza asta trebuia să fie dulce, nu prea tare, deci amestecat cu apă și așa mai departe. Nu se menționează despre creștinismul primar, n-am ce să spun, pentru că nu există texte propriu-zise, în afară de texte din Noul Testament, ale Apostolului Pavel sau și așa mai departe, dar nu se menționează iarăși vreun psihedelic, vreun psihoactiv de vreun fel, da. Deci sunt două alimente diferite. În misterele de la Eleusis era oarecum necesar să se consume acel tip de chiucheon, pentru că candidatul la mistere trebuia să se deschidă înspre anumite stări pe care le-am putea numi astăzi psihice, ei le-ar fi numit spirituale. Și pentru că această deschidere să se întâmple,
o anumită stare trebuia întreținută. Bine, acolo era un întreg ritual, dura zile întregi, o pregătire, un post negru de 3 zile înainte, apoi se intra în antesterion și se consuma chiucheon și revelația finală, care nu știm care era. Cel mai probabil se arăta proaspătului inițiat un neofitului, un spic de grâu. Deci asta aduce aminte de niște culte ale fertilității care au fost aglutinate în misterele Eleusin. Chiucheonul de la Eleusis e o chestie, da, se poate spune, dar Euharistia paleocreștină și apoi din creștinismul mai târziu, postnicean, aici lucrurile sunt... N-aș generaliza, n-aș hiperboliza, n-aș face neapărat legătura. Este. Oare experiențele psihedelice, în special consumul despre care vorbeam mai devreme de substanțe enteogene, soma, ar fi putut influența relatările despre Iisus și discipolii săi? Întrebarea ta mă conduce la o chestiune interesantă. În 2006, Vaticanul a publicat în niște ediții Princeps, procesul contra templierilor. Și foarte interesant e că acolo, pe lista capetelor de acuzare aduse acestor eretici considerați de Biserica de la Vatican, figura și faptul că ei își alterau starea de conștiință cu pâine mucegăită. Apropo de feluritele forme de a accede în labirintul ăsta al inconștientului profund. De aici putem să mergem la un alt curent foarte interesat în creștinism, la gnostici, pentru că dacă studiem procesele tot ale Vaticanului împotriva ereziei catarilor, de exemplu, o să găsim că în formele inițiatice supreme, tot în peșteri ca în vremurile antice, acești creștini gnostici pătrundeau cumva într-o stare superioară de conștiință cu ajutorul unor substanțe și a unor plante. Acum să-ți răspund la întrebare, cred că până la urmă epifania întâlnirii cu Hristos transcede, evident, orice fel de formă de întrajutorare până ajunge acolo, adică o simplă conectare pentru noi, să zicem, ortodoxi și pe rugăciunea inimii, pe calea inimii acolo și o îndelungă și răbdătoare statornicie acolo în tăcerea minții și a sufletului, poți ajunge în această stare extraordinară de a comunica cu Hristos. Aici sunt și eu de părere că nu există, sau cel puțin eu nu cunosc nicio trimitere exactă a faptului că prin alterarea stării conștiente, indiferent de ce substanțe și plante sacre vorbim, se pot produce epifanii de rangul acesta cel mai înalt al întâlnirii cu Hristos. Nu cunosc această perspectivă. Mario, cum poate schimba, să spunem, cartea Cheia Nemuririi, a lui Brian Murărescu, modul sau felul în care privim religia și pe Dumnezeu? Într-un mod semnificativ, cu siguranță. Eu abia aștept să o citesc cap-coadă, pentru că vă mărturisesc că n-am avut vreme să o parcurg chiar așa, dar abia aștept. Aș vrea să aduc aminte de un... Acum mi-a venit chestia asta, apropo de pâinea mucegăită, de un mare artist occidental, Hieronymus Bosch. Cunoaștem picturile lui fantastice, totul acolo e un amestec incredibil de scene, cu totul neobișnuite, și pentru vremea, și pentru ce s-a creat până atunci, dar și de atunci încoace, adică Hieronymus Bosch este așa unic. Există studii care reliefează rolul alimentelor consumate
în acea perioadă, în special în cazul lui Hieronymus Bosch, se știe că el consuma un anumit tip de pâine, o pâine cu secară, care însă, nefiind trecută printr-un proces industrial, morărit și, și făina de secară și așa mai departe, tot felul de paraziți intrau în chestia asta, inclusiv acest vestit corn de secară. E un parazit al secarei. Pâinea de secară consumată neindustrializat duce la halucinații puternice. Cornul de secară este parazitul vegetal din care se extrage principala componentă a LSD-ului, de exemplu. Deci, mâncatul unei simple pâini dimineața la micul dejun poate avea efecte teribile. Acum, bine, e drept, s-a forțat un pic legătura dintre pâinea făcută cu făină de secară impregnată cu parazit și creația lui Hieronymus Bosch, dar s-a mers pe ideea asta, că în procesul ăsta creativ, artistic, pe care un artist îl suferă, îl pătimește, ca să zic așa, au un aport sau poate avea un aport nemaipomenit, substanțial, inclusiv aliment, dieta, ce mănâncă și ce bea. Da. În faptul religios, ca să mă depărtez un pic de faptul artistic, în faptul religios, care în esență nu e așa de diferit de faptul artistic, să afli că consumul de substanțe psihoactive are efecte pe care nu le poți decât bănui de vreme ce nu ai consumat încă, n-ar trebui să îndemne la consum, firește, dar mai degrabă ar trebui să ne sădească în minte niște întrebări. Dar dacă a fost așa, s-a pierdut ceva? Ce fel de materie liturgică sau de aliment ritual consumăm astăzi în cazul în care frecventăm o biserică sau practicăm o religie? Ce anume din ce consumăm acolo ar mai putea să aibă un efect? Are vreun efect? Nu, nu mai are niciun efect. Ne-am domesticit cât se poate de mult, e adevărul. Dar aflăm dintr-o asemenea carte, bazată pe studii destul de serioase, că nu ăsta a fost cazul întotdeauna. Poate că a fost o vreme în care oamenii se apropiau de divin, hai să zic așa cu un termen foarte general, impulsionându-se, inclusiv din punct de vedere alimentar. E o chestie pe care noi am pierdut-o, pentru că mi se pare că am epurat așa toată scena și acum demersul spiritual al unui individ, sigur, este eminamente spiritual, pur, totul este în mintea noastră, totul este în sufletul nostru, totul e despre spirit și nu știu ce, și lăsăm în urmă posibilitatea ca materia să aibă un cuvânt foarte important de spus în felul în care suntem împinși înspre divin. Materia e importantă. Cred că această concepție prin care lăsăm în urmă materia și spiritualizăm excesiv spiritualul, ca să zic, hiperbolizăm spiritualul, e o consecință un pic nefastă a unui platonism care definește în cele din urmă cultura occidentală. Și aș adăuga și poate a multor ani de materialism dialectic și istoric până la urmă. Acolo, bine, nu m-aș băga, e o inversiune teribilă a ceea ce înseamnă, de fapt, materie. Transformată materia în materialism, adică e tot un procedeu dintre ăsta prin care aduci materia undeva în conceptualizare.
te gândești la materie, dar nu folosești efectiv materia. Noi nu știm ce înseamnă trupul nostru. Vorbim tot timpul despre faptul religios și ne referim la spirit, suflet, eventual psihic, etc. și etaje de genul ăsta ale ființei umane. Dar trupul unde e în toată ecuația asta? Corpul nostru, corporalitatea noastră, datul prim al existenței noastre în această lume, nu faptul că avem corp înainte să vin aici, am băut o cafea și vedeți, sunt un pic așa. Deci, substanțele materiale ingerate au efect, că e vin, că e cafea, că e cucheon, că e un ceai de mentă, că este o ciorbă de burtă, că e, nu știu, schimbă starea. Schimbă starea, chiar și într-un mod subtil, rarefiat, dar o schimbă, dar o schimbă. E ceva ce am pierdut din vedere. Asta e. Cititor de pe Goodreads a spus despre această carte: imaginați-vă o carte de non-ficțiune a lui Dan Brown, în care autorul merge efectiv în locurile respective și face cercetări reale. Asta e diferența dintre un studiu arid, așa cum ar fi, de exemplu, o lucrare de doctorat, și povestea acestui studiu, cea care îl face să fie captivant. Însă aici avem un subiect controversat, și anume ipoteza conform căreia, la baza revelațiilor spirituale și religioase, s-ar afla o poțiune magică, dar care nu este doar o metaforă, ci chiar o poțiune reală, una în care s-au strecurat și câteva plante cu efecte psihoactive, psihotropice. Oreste, este această ipoteză, și am să pun la cuvântul periculoasă ghilimele de rigoare, este această ipoteză periculoasă, și dacă da, de ce? În ce fel? E în primul rând o concluzie foarte interesantă și care poate explica chiar și o anumită tehnică a intrării în starea de conștiință înaltă, care poate fi tradusă ca pe o experiență spirituală. Pentru că aici noi vorbim de îngurgitarea în anumite proporții și în anumite cantități de substanțe care, în proporția respectivă, nu devine o travă care te și duce pe lumea cealaltă, ci pur și simplu te plasează într-o stare intermediară între conștiința spiritului din trup și eliberarea de trup și o conștiință extinsă care nu mai are, e, devine ubicuă, nu mai are timp, nu mai are spațiu. Practic asta este călătoria șamanică. Șamanul se otrăvește, preotul misterelor eleusine, preoții altor culte care de druzii, hașașinii, ca să ne referim și la partea islamică a inițierilor cu substanțele psihoactive, la hașașin e clar că e vorba despre hașiș. Dacii, nu, care făceau fumigații cu cânepă și așa mai departe. Proporția e cheia de a plasa pe cel care va face această călătorie între lumea viilor și lumea morților într-o stare pe care noi științific acum am traduce-o între 0,5 și 1 Hz. Adică e ca un somn foarte profund în care circumvoluțiunile neuronale se liniază, nu mai avem niciun fel de activitate neuronală conștientă, dar nu murim. Și atunci, la granița asta între a nu muri și a muri, se află, de fapt, esența oricărei spiritualități. Pentru că vorbim de creștinism, pe nu este creștinismul călătoria de la viața trupească efemeră la viața veșnică, care este a Duhului. Și atunci, Duhul, ca să poată pătrunde o asemenea experiență epifanică, el trebuie cumva puțin să moară. Dar să nu se rupă de trup, ci să moară efectiv în ceea ce numim noi starea celor cinci simțuri, ale conștiinței, nu ale conștiinței. Și atunci, din perspectiva asta, nici nu cred că se poate vorbi de experiență spirituală la granița întâlnirii cu o altă lume care nu mai are spațiu, nu mai are timp, nu mai are formă, nu știm de unde începe, nu știm unde se termină, dar înțelegem că în ea sunt interconectate și cele văzute și cele nevăzute. E ca un pulover. Noi vedem fața puloverului, dar dintr-o dată vedem și spatele puloverului și contextul în care puloverul ăsta este interconectat, dacă vreți, de multe alte gemuri infinite. Și atunci asta este experiența spirituală pe care o descrie și Jung, o descrie și Culiano, o descrie și Eliade, o descrie și Brian Murărescu,
noi numim de o experiență șamanică, adică este o 99% moarte în trup, dar la 1% care îți permite să revii și să povestești după aceea la, în jurul focului cu tribul tău sau cu adepții tăi sau cu ordinul din care, inițiatic din care faci parte, acel 1% e maestria celui care conduce această călătorie. De aceea ea nu se poate face niciodată individual. De aceea se numește proces inițiatic, pentru că ai nevoie de cineva, un mare preot, un mare șaman, un cunoscător, unul care a parcurs deja călătoria și știe exact ce obstacole și ce pericole, apropo de pericolul de care vorbești, există. Și atunci, dacă privim în această cheie, inevitabil găsim și aspectul spiritual și aspectul pur spiritual. Pentru că, până la urmă, vorba ta, noi nu putem disocia spiritul de materie, pentru că noi aici suntem oameni spirituali, dar suntem într-o materie, suntem în trup. Noi ne detașăm de trup odată și definitiv cu moartea. Aceste călătorii cu ajutorul ciupercilor, peiotelor, cactușilor, aiahuascăi, cânepei, hașișului, pâinii mucegăite, corului de secară, LSD-ului mai modern și toate chestiunile astea, sunt de fapt niște variațiuni pe aceeași tema unei călătorii șamanice între luni. Și există această taină, că de-aia e tainică și e inițiatică și nu este expusă publicului, tocmai pentru a nu deveni derizoriu de periculoasă, capacitatea de a te întoarce de acolo. Și atunci fiecare călătorie este de fapt o călătorie în regatul morții și întoarcerea de acolo aici vine cu niște răspunsuri și cu o experiență foarte vastă și din această perspectivă este o experiență spirituală, fără doar și poate. În concluzie, putem vorbi despre o legătură între ritualurile religioase timpurii, psihedelicele și bazele spiritualității occidentale? Și această întrebare v-aș adresa o amândurora. Întrebarea are o tonă și răspunsul ar trebui să se extindă pe mai multe zile, nu putem sta aici. Dar bazele spiritualității occidentale, un pic nu mergem la esență. Nu știu ce să zic. Dar adevărul este că aceste psihedelice au avut un rol. Încă îl mai au în anumite zone ale lumii. Apropo de șamani, vedeam un documentar acum ceva vreme în care șamanul undeva în Siberia, în Rusia aia adâncă, șamanul îi dădea cu vodcă foarte serios și cam asta a fost. Omul ăsta înseamnă că s-a îmbătat aici. Dar nu, starea de ebrietate e tot o stare de asta, firește, alterată. Dar el folosea starea asta, adică o instrumentaliza într-un fel. Bine, e ceva ce eu n-am înțeles la momentul respectiv. Eu care nu consum de niciun fel. Și deci încă se practică. Dar dacă există o legătură între asta și bazele spiritualității occidentale, poate un pic împinsă chestia asta și aș mai domoli un pic. Într-adevăr, în bazele spiritualității occidentale putem găsi local uzul psihedelicelor ca un fel de ajutor, ca un fel de mijloc, în orice caz nu un scop în sine, ca un fel de mijloc prin care mai rapid putem să transcendem, să sărim peste anumiți pași care altfel ar dura foarte mult și ar necesita o pregătire, practic o inițiere continuă. Mai scurtăm un pic, nu o luăm pe scurtătură, nu asta vreau să spun, ci parcurgem mai rapid anumite trepte, cumva, și ajungem mai repede. Cum privim chestia asta, dacă e ceva periculos,
sau dacă e ceva ce se încadrează într-un oarecare firesc, având în vedere că spiritualitățile, și cu cât mai arhaice, cu atât mai bizare, n-ar trebui să ne liniștească în faptul că s-a întâmplat chestia asta, nici să ne liniștească faptul că nu se mai întâmplă. Pur și simplu timpurile se schimbă și concepțiile oamenilor se schimbă și apropierea față de spiritual și divin, firește că se modifică și ea. Ce era odată era valabil atunci, ce este acum este valabil acum. Nu vreau să relativizez, dar în tot ce încerc să spun este că nu aș face din psihedelice o axă a spiritualității occidentale. Mai degrabă e ceva ce contribuie la, cine știe în ce măsură, numai specialiștii pot spune asta, iar eu nu mă număr printre ei. Bazele spiritualității occidentale, orice ar însemna asta, presupun efort susținut, adică intrarea într-o practică religioasă necesită un efort susținut. Pe cândva, în timpuri de demult, acest efort era compensat într-un fel. Acum e doar recompensat și diferențele există. Da. Cam asta. Da. Nici eu nu aș merge atât de departe încât să vorbim de bazele spiritualității occidentale, pornind tocmai de la această experiență ancestrală, care e ușor diferită de ceea ce cunoaștem noi astăzi ca mental occidental, care de la greci încoace este mult mai raționalist, este mult mai riguros, punându-se accentul mult mai mult pe starea de veghe, de conștiență, de analiză. E mult mai scolastică treaba decât, poate mai degrabă aș merge spre rădăcina orientală a spiritualității, dar nici acolo, pentru că și acolo, dacă vorbim de epocile creștine, lucrurile acestea sunt dispar ușor, apoi când reapar în curentele gnostice sunt imediat amendate și condamnate de instituția bisericească, vine și Coranul și spune că orice stare de alterare, de asta profetul Mahomed îndeamnă pe musulman să nu bea vin, nici măcar vin, să nu-și altereze starea de conștiință, de prezență. Și atunci vedem că există nu foarte multe și nu foarte adânci episoade în care instituțiile religioase și iudaice și creștine și islamice se opun cumva tuturor practicilor spirituale care recurg la ceea ce numim această stare de conștiință alterată. Spunând că e inevitabilă alterarea asta, te poate duce și într-o zonă atât de subiectivă și atât de periculoasă, încât tu, nemai făcând diferența reală între ceea ce poate fi subiectiv, ficțiune din capul tău, și ce înseamnă duhurile astea înșelătoare care umblă prin astral, și te poți pierde. Adică există și foarte multe explicații și riguri dintre acestea care țin de disciplina religioasă și de disciplina spirituală canonică, care ar condamna cumva formele acestea de adâncire în niște stări unde tu nu mai poți să faci diferența dacă ceea ce percepi tu e doar o halucinație sau este pur și simplu o întâlnire extraordinară, spirituală, adevărată cu cineva. Mai degrabă aș spune că tot acest patrimoniu al alterării stării de conștiință este specific antichității. Oracolul din Delphi, toate marile inițieri și transmiteri, tot șamanice, ale voinței zeilor, de exemplu, în diferitele temple de la Egipt, din Grecia, le pomenește și Brian Mărescu în carte, se făceau cu ajutorul unor substanțe, unor plante și preotensele și preoții care intrau în ceea ce se numește transă mistică,
astăzi am putea spune că se drogau, dar instituționalizarea, oficializarea religiilor monoteiste, asta iudaism, creștinism, islam, dacă studiem atent, o să vedem că punctul lor de vedere, situarea lor este fix în opoziție cu tot ceea ce înseamnă acest tip de inițiere. Și atunci e greu să spunem că e o... Dacă a existat o bază în credințele arhaice, ea a fost ușor, ușor fie demolată, fie atât de bine acoperită prin dogmă, încât astăzi noi nu mai regăsim, cu excepția episoadelor cu catarii, cu zona gnostică din sudul Franței, unde, într-adevăr, dacă vedem procesele Bisericii Catolice împotriva lor, găsim și aceste capete de acuzare. Dar astea sunt trecute la eretism, sunt afurisite de biserică.